Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din comentarii la volan. Să începem așadar. Prima fază, deci toate mașinile de școală așa conduc. Instructorul cu mâna pe afară și cu geamul lăsat, că se face economie la aer condiționat. Aici, eu eram pe pista de biciclete și uitați-vă la BMW-ul ăsta. Merge, merge, mă vede, mă vede, mă vede, mă vede și fix acum dă semnal. N-ar fi dat și el cu 2 secunde mai înainte. Deci ar face asta. Aici uitați-vă la băieții ăștia. Deci apasă primul, apasă și al doilea. Deci să nu cumva să rămână al doilea afară. Aici nena asta de tălman din stânga, uite o Tesla drăguță albă. Puuu, i-a tăiat fața. Mamă, deci a pus-o cu autobuz o frână. Tata aia n-avea nicio treabă. Deci pe lângă faptul că nu se uita pe unde merge. Aici m-a depășit. A, nu, m-a depășit și uitați-vă, deci a depășit, a trecut bandă și a pus frână. Adică n-a putut să ia piciorul de accelerație. Acum trece pe banda a doua din nou, ajunge în dreptul tirului sau autobuzului și pune frână iar. Nu există logică pentru așa ceva. Pur și simplu omul e prost. Aici mergeam pe 3 benzi, uitați-vă, e 22 și un Passat B6, negru, număr de Brașov, doi cocleți. Deci mergeau pe banda a treia, băieții, cu 160. Așa, deci am mers cu banda aia până unde trebuia să facă dreapta. Uite-i. Deci trebuia să facă dreapta și s-au băgat imediat la coteț. Nici o treabă. Aici, clasicul simbol fără ISP care a ieșit la banda a doua. Aici, asta, op, stai puțin că era pe banda asta fără un motiv anume. Mai mergem un picuț. Aici, același lucru. Eu eram pe banda asta, dar mi-am dat seama că, de fapt, nu aveam treabă pe banda asta. Ia să mă mut eu la o parte. Și, desigur, camionul care mergea pe banda a doua a fost să facă stânga. Așa era un nene, nu avea nicio treabă la volan. Nici o problemă. Nu l-a văzut nimeni, n-a nicio amendă. Face înainte din asta, de ce nu? Un alt tip de jegoși, ăștia cu Opelurile astea. Deci cu Opelurile astea, ăștia sunt și căpoși și proști, mașinile astea sunt și în stare proastă că sunt vechi. Nu s-o dă banda asta nici mort. Deci uitați-vă la audio ăsta. Deci avea loc să se replieze căcălău, da? Deci s-a dus Loganul alb, el nu, el stă pe banda asta. Bă, dar ai loc să te duci. Nu mă dau după banda asta să moară mama. Nu era, avea lămâița în geam, dar nu părea a fi șofer începător la volan. Pe aia pur și simplu prost. Aici e o chestie interesantă, asta este, mi se pare că ceva electric. Și băiatul a zis că nu se dă pe banda asta. Și m-am dat la o parte așa un picuț și omul a forjat așa de tare și aici am zis, zic, ok, vreau să-l văd la față, l-am văzut. Și zic, hai să-l lăsăm, să vedem cât de tare poate să tragă de mașina asta. Adică eu aveam 4 pale, puteam să-l fac și cu 2 litri. Dar zic, hai să vedem cât de tare poate să tragă de mașina asta. Și omul s-a ținut destul de tare. Dar ai tăsuit un picuț fundul. Și aici se bagă normal pe pana în dreapta fără niciun fel de semnal, că na, morții lui. Aici e o bandă, pe dreapta este banda de autobuze. Și ta pe mor, pentru cei care vor să facă dreapta, dar nu, oamenii se bagă în continuare pe ea. Și aici este duminică, adică e liber, nu avea motiv să te arunci pe banda aia, dar dacă nu există niciun fel de pedeapsă, de ce să nu? Alt idiot. Și meseria așa cu S-ul de dolci fără niciun fel de semnal. Merge înainte pe banda asta, mă, că mai liberă. Aici uitați-vă la mizeria umană. Deci ăia doi care fac, deci uite, a trecut unul și acum încă unul
Și încă unul. Deci ăsta, prostul ăsta după banda a treia vrea să ducă banda a întâi. Hai prostule, du-te. Și unde se duc? Se duc, se bage în fața ăsta după banda asta. Deci nu făceau dreapta. Bă, da, de ce să nu o să stai pe banda asta să meargă mai repede? Nu, te duci să te bagi în fața ăla, să câștigi trei mașini și să oprești banda. Să faci banda să circule mai greu. Posibil oameni cretini. Aici o față drăguță, ăsta dă semnal. În fața avea un Logan alb și acum se bagă și Loganul a dat și el repede să și el o să se ciocnească. Deci la București așa se dă semnal, după ce începi mișcarea, după ce începi manevra, nu înainte. Aici sunt doi motocicliști foarte, foarte jigoși. Deci primul și al doilea. Al doilea asta avea număr DJ. Deci aici, uitați-vă un picuț în stânga, ăla primul se bagă pe banda 3, erau pe banda 2, se bagă pe banda 3, ăla cu BMW-ul frânează și acum, uite, se repliază amândoi pe banda 2. Dar după ce ăsta de pe dreapta a trecut să șer pe banda aia. Aici la fel, același lucru. Aici am tăiat mie fața asta. Mă forțează că dacă îmi țineam banda, dăteam peste el. Ce faci, nu mă lovești? Ești prost, morții mătii. Aici tot din nou Opel-uri din alea vechi. Hai cu coș, dă-te pe banda asta. Nu, nu, stai un pic că mai am o mașină de depășit. Hai că depășesc, accelerez. Aoleu, eu întreia să am viteza asta. Aștept, pune și frână. E prost. În loc să dea la o parte, nu, a accelerat și facea, pune frână. Aici o doamnă cu o mașină de 60.000 de euro care nu știe că există și banda întâi. Da, două flash-uri, du-te mult. Probabil făcea stânga 10 km mai încolo. Și hai să se încadreze din timp. Aici două semnale de stop și iar n-am oprit. Spre bucuria unora care, domnule, trebuie neapărat să oprești, domnule, nu. Încetinești așa la limita pericolului și pe care te uiți în stânga. Aici, uitați-ne, se iese în DN, frânezi și abia după aia aprinzi luminile. Așa s-a gândit idiotul ăsta. Nu trebuie să aprindă luminile când apare mașina, trebuie să iasă întâi în DN. Aici, hop. Asta e un număr de covas, n-a uitat-se că există benzi. Aici mergeam liniștit și tocmai depășisem mașina asta care urmează să mă devansase, mașina asta care urma să mă devanseze. Deci, uitați-vă, este 11 noaptea, da? Mergeam liniștit pe banda întâi, așa. Și era o domnișorică în Beetle-ul ăsta. Eu mergeam cu cruz controlul. Și merge și acum începe să încetinească. Deci n-am accelerat, n-am făcut nimic, mergeam pe cruz control, cum ziceam. Și se apropie o mașină din față. Bă, și ea încetina, deci se încetina ca și cum ar fi vrut să-mi închidă unghiul. Nu știu de ce ar fi vrut să facă chestia asta. Zic, a, ok, bun, las că accelerez și bag în fața ta pentru că ești proastă. Că n-ai condus niciodată cu nimeni să nu spună să faci chestii de genul ăsta. Te învăț eu să conduci. Aici o chestie de pe biclă. Fac stânga. Și un cogoșil cu număr de praf, a căutat parcare. Dacă căuta parcare, merg în așa la... Poți. Și mă gândesc să mă bag în partea asta, dacă dă peste mine, hai că mă duc pe partea cealaltă. Deci niciun semnal, niciun nimic. Și am bătut în geam și spus, dă-mă măcar semnal dreapta. A zis că da și n-a dat semnal, că nu-i trebuie lui. Aici tot o chestie de pe biclă, băi, deci nu faceți așa niciodată, nu opriți înaintea trecerii de pieton, pentru că blocați vederea altor mașini. Vreau să sunt trei benzi și prostul ăsta oprește fix înaintea trecerii de pietoni ca să dea jos nevastă sa. Nu se gândește că, uite, sunt oamenii care traversează și vin mașini din spate și nu văd. Trebuie să oprească după trecerea dacă e așa de prost, obții mai în spate, să lase mașinilor posibilitatea să vadă. Tot o chestie de pe biclă. Te oprești și blochezi locurile pentru persoane cu nevoi speciale, pentru că așa ești tu idiot. Ai priu sau acum, eu salvez planeta. Dar dă-te măta mai încolo, nu bloca locurile alea.
aici pedalam, deci e pistă de biciclete, e un picuț problematică că sunt câteva gură de canal, dar este foarte practicabil, adică nu e nicio problemă. Și pe dreapta aveam o familie de 3, de ei sunt îmbrăcați cu tricouri, cu nu știu ce, dar n-ar merge pe pista de biciclete pentru că aia pentru fraieri. Aici o să vă pun sunetul, să vedeți cât de tare se aude prin oraș. E un Ford de la SET. Și e un tip și l-am mai oprit o dată și am zis: boss, este foarte mișto mașina, mă bucur de pentru ea și pentru tine, dar dă-te un picuț jos să vezi cum se aude când o forjezi așa ca un idiot. Și el nu are ce să fac, nu mai forja ca retardatul. Aici tot de pe biclă, uitați-vă la Mercedes ăsta alb, care aici, eu sunt pe banda pentru făcut dreapta, acum schimb benzile. Deci Mercedes ăsta alb vede că sunt două mașini, o mașină și autobuzul, și spune: nea, asta e că o colesc eu. Deci băi, e o mașină și autobuzul, bă, mă rog, troleu. Și omul se gândește să facă dreapta. Deci așa, de măcar a dat semnal, adică știam că se întâmplă asta. Tot îl duce capul. A șuntat el mașina și troleu, a șuntat, bea deștept. Aici la fel un alt prost, o să pun sunetul să vezi cum se aude un motociclist prost. Deci a mers așa de tare încât doi cala 30 FPS n-am reușit să-i prind numărul. Aici un invizibil dărâmând un biciclist. Nu se vede stâlp, dar uite, cade pe jos. Și am oprit, l-am întrebat ce face, era beat pula. Și ia și cu bicicleta, deci un accident în așteptare. Aici asta mi-a trimis un cititor. Poliția stând în giratoriu, fără semnal, fără lumini, fără nimic, nu știu, aștepta ceva. E din Constanța asta, apropo. Un picuț mai încolo s-a oprit o mașină și vorbeau. Nu aștepta pe un prieten fix în giratoriu. Așa se gândește poliția română să acționeze. Cam atât pentru episodul ăsta. Fiți blânzi!